Patrona, ce faci, patrona? Băi, patrona, și la dimineață? Dar ce, cu mizeria asta aici, patron? Ce mizerie? Ia veni pe mine cu mizerie. De ce mâncăm noi cu mizerie? Hai? De ce mâncăm așa cu mizerie? Ce e mizerie, mamă? Ce e mizerie? Nu, dar nu e nimeni. Bă, mă super de dimineață, o să plec. Unde pleci? Ia de la nas, ce puteri la nas? Unde pleci? Mă duc cu Florin, cu nepotul meu puternic, gata. Are nuntă mâine la Târgu Jiu, vine Salam, vine Nacita. Păi să vă duci acum să-ți facă valoare cu tine. Păi nu m-am zis eu să mă duc. Nu, lasă-mi. Eu i-am zis. Nu te mai duc. Nu, mă ia. Nu te mai duc, că-i faci mă ia valoare. Că dă 5 galbeni mari și mă duc și eu pe lângă el acolo. Nu te duci, patron. Mă duc, lasă-mă, dacă nu sunt bună la tine, mă duc. Și unde duci? Și bă, puternicul vrea scandal cu mine? Dacă tu... Lasă să-și vadă de treaba lui, să nu te ia pe tine. Dacă tu mă gonești, nu, mă duc cu ei, gata de acum. Nu te mai duci cu ei, că mă cer cu ei pentru asta, mă cer cu ei acum. Gata. Eu nu te las patroană, mă cer cu ei. Bă, nu zici că nu sunt bună. Nu sau cum vrei să le dai galbenilor? Acum sau e da la ei de nu-i mai aici? Mă, eu cred că e da la ei de nu-i mai aici. Mă duc cu el acum, gata. De nu mai tu galbenii, e da la ei. Să vezi ce scandal fac eu cu ei. Ce faci, ce faci? Mă încălzesc și cartofii ăștia. Bă, era cu curcan, cum ți-ar un curcan? Ah, era bun. Bă, da, îmi vărsaș ăla ceaiul. Cum ți-a vărsat ceaiul, opa? Tu ce ai de răsopat aici după ce mănânc? A, ce ai? Nu bei cafea că ți-a făcut. Tu îți făcui insulina. Nu. Nu. Mai târziu, patru. Și m-am dus, mai am stat și eu cu nepoții mei de taină. Cu nepotul meu, cu Florin. Nu vrea să-mi placă nici el cu nevasta tocatine, ca o să o dă drum. Foarte bine, patru. Deci? Nu mai e de tăținut. Dacă lua lopata să-i dea în cap. Auzi că dă drumul. Nu ți se pare corect? Tu și eu cu muierile aveți treabă. Păi nu, am luat lopata să-i dea în cap. Nu e bine, așa nu-i corect. Patronă? Da. La niște apă, nu ne mai încălzești și nouă? Încălzești. Bă, și o cafeaua cu patronă aici, prieteni. Dar vine Narcisa aia, acu' e Narcisa Luguță? Nu Narcisa Luguță, Narcisa de la București. Nu știi care a fost la noi la Oaubi. Și zici că vine unul de la Brașov. Toni de la Brașov, nu? Cine era de la Brașov? La câtă vine, Toni. Care e Toni? A, Toni, care cântă melodia cu calul, cu potcovitul, cu astea. Mă duc. Auzi, zic că vine la Utari, gata, mă duc. Cine vine? Vine și Cuță Nicolae? Păi, cred că... Că stăm până la, de la... Dar ce e, naș, Florin? E și altul naș, a pus și el și Solo, pe toți, la copilul lui Totu. Al lui Totu? Da. Deci nu se duce la nuntă, la modă. Se duce, astăzi. Se duce la astăzi, mă întrebă de ce nu te duci la nuntă. Zic că trebuie bani mulți să fie. Da, mănânci tu și să-ți da farfurie. Nu mănânc, stai jos. Eu beau cafeaua, ia uitați, prietene, mi-am pus cafeaua. Patrona, pentru că pui și tu apă să vă topească. Te că pun. Să încălzească ăsta, că mi-e rău, am făcut insulina, beui pastile, îmi pun și n-am mâncat nimica. A, trebuie să mănânci, patrona. Păi da. Păi și? Să mănânc. O, asta e mâncarea lui patroana, prieteni. Da. Ia vedeți-o. Da. Mama. Eu sunt femeie vrednică. Tu știi ce am adus? Arăt oaia? Nu. O jumătate de oaie grasă a luat lui Alina, am dat 4 milioane. A făcut Lucia, a luat Lucia, jumătate e jumătate. Si?
Băi, jumătate de oaie. Să fac alinie, nu pun mâna, să fac la asta, mă, să zică că fac asta. Asta e doala, cu oaie, asta e. La grasă am tăiat mărini și frumoasă. Și mațele alea groase, să te duci să le faci cu ele, eu nu pun mâna să fac. Eu nu mai mă mânjesc, trec și eu la neamuri, mă duc, că a zis că nu, eu nu sunt bună dacă mă muncesc. Cine a zis? Ui, toți, gata. Eu o să umbru cu nepoți puternici. Patrona, e dacă ar veni la nepoți puternici? Serios, sunt eu să garbe. Cred că sunt la ei. Adică vrei să îmi faci scandal cu ei? Eu cred că sunt la ei. De ce, de ce? La ei sunt galbenii mei. Da. Cum îți după scandal? Stai cu Florin de vorbă să vezi. Să stau? Stai cu el de vorbă. O să stau de vorbă, dar nu acum. E supărat și el. Și eu sunt supărat, patrona. Patrona, și eu sunt supărat. Toată lumea e supărată. Să duce la Dubai mai târziu peste 2-3 săptămâni. La Dubai merg și eu. Unde mergi tu? 6 ore? Pe 3, eu pe... merg, patrona, n-am ce zis. E 6 ore pe avion, ți-a misionară ochii în capul tău. Riz, patron. Unde te duci tu să riști? De ce? Pentru ce să riști? Mă duc să riști. Tu ai fost când erai tânăr. Dar mă duc și eu în Dubai acum. Ce ai văzut și tu în Dubai? Tu ai fost când ai fost. Merg serios. Ne-ai văzut aseară ca o reși cu Alin, luăm biletele azi și mergem peste o lună. Și ce faci în Dubai tu? Păi e perioada de soare frumos. Nu, ce vrei să cadă avionul 6 ore? Cum să cadă avionul? Doamne ferește! Nu cade 4 ore. Avionul e cel mai sigur mijloc de zbor. Îți leau așa cald? Adică nu e așa călăie? Da. Ia așa călăie. Am făcut și pomană cu diveta asta, că mă duceam afară, nu mai puteam. Nu mai puteam, mama. Și a dat de pomană, Lucia? Să-și pun aici? Da, puneam. Să nu se spargă, pargă. Păi dacă nu e fiertă. Hop! Gata, hai. Ia de mama mea și o lingură, ceva. Gata, mi-am făcut cafea al tovarăși. Mi-am făcut cafea al patrona. Iată, mama. O să mănânc și eu. Mănâncă și patrona. Cu mama liguță. Vă dăm și noi niște zahăr. Aici, la cafea. Ia la patroana cu mama liguță. Ce mănânci patroana cu mama liguță? Uite mâncare de asta. Da? Patroana n-am pus mult zahăr, am pus doar o linguriță. Nu mai pune zahăr mult de dimineață. Încep regimul de mâine, patroana. Patroana, dar e bună în varză, ca ce? Băgai și varză și cartofi de acolo. O să mănânc și eu o țâră. Păi da, patrona, dar tu ai făcut paplicaj? Paplicaj, băgai și... Ai făcut paplicaj? Bagă și ți-e dă farfurie. Nu mănânc, nu. Mănâncă și tu că beai medicamentele. Nu mănânc, patrona. De ce mănânc? Nu mănânc pentru că... O să mănânc mai târziu. Mi-e dat să mă duc la nuntă acolo, la Cluj. Vrei? Da, mi-e dat. Eu m-am dus să mă duc. Păi și mai se duci? Mă duc. Să mă îmbrac. Azi sau mâine? Mâine. Păi haine? Sau merg ei și-ți cumpără? Nu. Hmm? Da, mâine. Da.
Vezi că nu îngrașcă, mănânc după pastile. Mă îngrași după să iei pastile, să faci în șurină. Ce să mănânc 4 ore? Uleiul ăsta de dimineață? Uite de curcan, carne. Asta e carne de curcan? Da. Băi, prieteni, să mănânc dimineața așa? Da. Mănânc. Ce ai mâncat, ai mâncat. Le-am și pe Mitel cu mine, că a spus el, dacă vrea Mitel să meargă, Luci. Păi și pe Mitel este numai aia. Că s-am certat cu ei. Lasă-mă cu Mitel, că am certat că se duce și ăla și bea tot timpul, nu mai răspuns la telefon, omul ăla așteptat, nu-l interesează. Vezi? Eu ți-am zis. Lasă că merge... Mănânce cum fac bulie. Lasă că merge cu mine Mitel ca să-mi spună ce au făcut ei tot. Îți spun farfurie. Ce farfurie? Să mănânc. Nu. Ceaba. Bă, patron. Da. Când îmi dai galbenie? Lasă-mă, mamă, vorbești cu puternici. Ce nu puternici? Cu mine. Să vorbesc cu ei? Păi le fac acum pe vlog, îi distrug, vrei? Bă, tu de ce vrei să mă certe cu ei din cauza ta? Dar de ce bagi oamenii în scandal? Tu dacă mă gândești, eu mă duc la ei. Păi dacă mă gonești, spui că nu sunt bună. Nu te gonesc, fata. Ce țin în casă, uite aici, stai singură, pace. Hai. Ce țin în casă aici, stai singură, stai... Înțelegi? Nu mi-aduce Luci o femeie? Ce femeie? Aba, Luci e deasteaptă. Ce-a făcut Luci? Am mers în piață, mă gonea să nu filmez din cauza ei, că ies și ea pe acolo. Păi nu, te gonea, te gonea după ea, că era rușine cu tine. Doamne, vedeți. Păi da. Am filmat de frumos toate oile, toate alea. Vă, prieteni, păi dar ia de dolar galben acum. Asta acum. Deci, prieteni, vă ar fi rușine cu mamă ca patroana. Uite, mănâncă cu mâna. Dar cu ce să mănâncă? Cu furculița, patroană. Ce cu furculița mănâncă? Acum, dar înainte cu mână. Bă, prieteni, m-ar fi rușine cu mamă ca patroană. Luluci a fost rușine, vedeți? Că de ce filmez, la Și? Unde-i telefonul tău? Uite-l acolo, leagă-l și mie, pentru că să vedem ce facem. Uite-l acolo. Ce că uite-l acolo, am crezut că e... Mă bag și eu în filmarele tale, fă și mie bine. Că copiii se scoală mai târziu. Lasă că ți-am făcut bine de fiecare dată. Și tu nu mi-ai făcut și mie bine, de nou nu mi-ai arătat. Cade din mână, uite, nu... Nu mi-ai arătat, nu ies în galbine. Da. Deci ți-a arătat atât asta, bine. Am arătat când am plecat la spital. Da. Era mut până am plecat și până te-ai dus și ai părmat, te-ai căutat. Patrona te-a sunat la Risa din Turcia. Poate m-a sunat, cine? Te-a sunat la Risa din Turcia. Poate. Păi vezi, tu zici că nu te-a sunat. Și n-am văzut. Păi da, dar eu m-am mirat, pe mine nu m-a sunat, dar te-a sunat pe cine? Când m-a sunat? Nu știu, ieri, azi. E liberă, cred că asta, și până acum a fost la serviciu.
Zi, ce să fac acum asta? Pleacă de azi. Păi de unde începe? De unde știu care? De la piață. Nu, din bucătărie. Nu. De la piață. Nu din curte? Nu. Din piață te-a. Păi din piață, dar poate unul singur. Da, unul singur. Păi da, patrone, unul singur. Da? E unul singur, ți-l pun pe ăsta? Da. Sunt niște oi atârnate pe aici. Da. Hmm? Și scriu titlul cu oile. Stai, nu mai te țese titlul cu oile, lasă-mă în pace. Va merge. I-am dat drumul, l-a încărcat patronul. Da. Merge? Păi merge, cred. N-aveam odină. Ia să punem și pe mine puțin. De luce să fiu. Ia, ia pune și pe mine. E dacă mă... Da. Dacă mă văd. Vedeți mizeria, prieteni, aici, uita. Aia mizeria. Mizeria. Eu fac ca tu o fac. Și zici că nu fac. Băi, patronul. Da. Mănâncă, îți dau farfurie. Nu. Tu mănânci 4 ore de dimineață. Măi, 4 ore, dacă spun să nu mănânci, zici că nu te las să mănânci. Păi dacă am făcut pastilele insulina. Patronă, ai făcut pastilele insulina și dacă ai făcut, ai voie să mănânci așa? Păi da. Patronă, nu ai voie. Păi zici de mine, ai văzut că eu nu mănânc așa de mult. Dar serios, e voie să mănânce așa ceva? Are voie să mănânce, prieteni, așa ceva? Ia vedeți, zice că ia pastilele. Arunc, gata. Și trebuie să mănânce, ia vedeți, gata, prieteni. Gata, arunc ce rămasă. Da. Vedeți, prieteni, să mănânce și că insulina, că a mâncat insulina. Da. Mâncai un pic. Băi, patroară, nu se mănâncă, mă, patroană, așa ceva. Deci, serios, nu se mănâncă așa ceva. Ha? Mâncai de pastă, de cartofi, da. Gata de pasăre? Da. Ia vedeți, prieteni, ce-am mâncat ea dimineață, micul jur. Da. Vedeți, bă, prieteni? Bă, prieteni, nu se face așa ceva. Deci, pe bune, și îmi spuneți de ce eu fi rău lui patroana. El s-a plângea că era rău. Asta a fost el, toată ziua. Am beut must, ea mi-a fost rău. Asta a fost. Dar de ce ai băut? Nu, am beut. De ce? Am văzut, făcut lumea tot, vin. Și? Sunt struguri în oraș albi, trebuia să luăm și de aia, să facem și de aia albă. De care? Sau erau struguri de alea de mat? Da, de aia albi. Hmm? Lua lumea. De alea, de la Focșani? Da, da. Dar e bună și aia albă. Pentru noi. Nu e bună, patron. Lasă că cumpăr damingele de bine, când o fi peste o săptămână, două. Eu nu m-am rugat de el să ducă și el murătorii. Unde? Deci dimineața pleca la nuntă. A dus câteva burcane și restul a zis că le mai pune de sare. De sare da, pune... Eu... Ce să fac? Dar băiatul tău ia, ce ia, doarme? A plecat la nuntă, nu mai a plecat. Dar stă ca împăratul, doare la patină, bine, doar doarme. Dar patroană, de ce nu-i dai și lui un pat să doarmă? Un an puțin are cameurul de jos, fotorul. Vorbește mai încet. Nu vrea să le-a, ce să-i ridic eu? Trebuie să-i le punem noi. Să ridic eu? Da. Să ridicăm noi. Păi și baia unde face? La măsă, la Anca acolo. Face la Anca, la Anca, în baie? Sunt băgă Anca în baie. E bine și așa, patronul, e bine așa. Da. M-a dus aia o femeie niște pahară, Doamne, n-am văzut așa ceva. Și le-a luat mădălina aia, toate două seturi, am zis să-mi aducă și mie. Care mădălina? A lui Luci. Pahară, seamănă de aur și mari, frumoase, cu coadă.
De ce a zis că când mai vine, ne aduce și nouă. Și aia care ți-a dat tăvi, le-a zis că aduce și tăvi. I-am spus că mi s-a furat tăvi. N-avem scobitori, aduc acum, să mă duc să iau scobitori. Și mai trebuie pe aici. Patrat. De ce nu-mi dă și mie neamule tale puternice 100 de milioane? Ce să dă? 100 de milioane să mă duc și eu la anunt. Păi dă ce nu? Te duc să cer. Să cer eu de la ei. Dacă nu vorbești cu Florin. Să cer eu de la ei. Spune, hai mă cu mine la anunt, dai păi și pentru mine. Păi până acum cereau ei de la mine. Nu, să spui dai și pentru mine bani. Unde, cum adică să dai și pentru mine? Să dă pentru tine acolo. Să unde? Dai tu la lăutar. Să dai bani la lăutar pentru mine. Atunci treaba ta. E bine așa, patrone, e bine așa. Dar ce să-ți fac? Așa e bine cu neamurile tale puternice. E bine că au ăștia, dacă n-avea alția să ne dă. Da, fiate, facem un pact. Dacă te duci la ei la nunt acum, eu nu te mai primesc înapoi. Să te țin acolo să nu te țin. Doamne, de ce? Păi vin în casa mea aici. Păi nu mai te primesc înapoi. Păi ce vin la tine în casă, la Amca? Nu e casa ta, că e pe numele lui Nani. Păi vin la, în casă, la Amca? Nu, te duci la nepoții tăi. Mă duc, ce, că sunt camere multe, dar nu sunt învățată să dorm. Eu sunt învățată în patul meu să dorm. Păi asta e, dar te duci tu, te sacrifici și tu pentru neamurile tale. Pe bune de sacrifici, patrone. Dacă vine Salam, vine Narcisa, vreau să văd și eu modă, ca pe ăla de la Brașov. Cine e ăla de la Brașov? Păi vezi, mă, patrone, când se face o nuntă, lumea se duce pentru muzica care o aduce. Păi da. Nu se duce pentru ei la nuntă. Hmm? Când se scoală ăștia să facă oaia aia? Alin, tu pe mărți la pat. Și să nu se strică oaia. Păi el a zis să fac eu prastabă, eu nu. Fă-o tu, a zis Alin. Tu de ce nu faci tu? Am zis, fă-o tu, uite, vrem tu faci tu, să filmezi, nu. Să filmezi afară pe masă și o faci. Nu filmezi tu? Eu nu! Ascultă-mă, păi n-am voie să filmez cu pastabă. Hai că ai voie. Nu mai zi așa, că eu nu o fac. Da, am voie, mă lasă? Te lasă. Gata, hai să mă duc să dorm o oră. A, intru pe TikTok o oră acum. Vai, și peste o oră o facem. Dar da? Nu să iai pastilele. Ascultă-mă, peste o oră o facem, da? Bă, nu, iai pastilele. Insulina, că dacă da. Dorm, nu mai le iai. Poți să o fac acum? Da. Hai să o facem acum. Hai, da? Hai da? Păi? Gata, închid vlogul ăsta, prieteni, și merg să fac pastrama cu patroana. Haideți că mi-am băgat în cap, prieteni. Gata, prieteni, vă pup și vă iubesc.